Cosmin, felicitări în primul rând. Cum a fost acest turneu final de Cupa României pentru voi? Bună ziua. A fost un turneu foarte, foarte greu, foarte reușit din partea organizatorilor. Le mulțumesc colegilor pentru cadou care mi l-au făcut și mă bucur foarte mult pentru realizările care le-am făcut împreună. Acest trofeu personal de cel mai bun jucător al competiției, ce înseamnă pentru tine? Da, înseamnă foarte mult pentru mine, datorită colegilor l-am luat și sper ca pe viitor să obținem tot așa. Sper că vârsta să nu se vadă mai încolo. Trofeul acesta, locul întâi și trofeul personal al tău, cu atât mai special cât a fost obținut chiar aici, la voi acasă, nu? Da, ne bucurăm foarte mult, în special ne mulțumim patronilor de la Luceafărul Cluj și la Academia Luceafărul Marius Stan și Adi Crișan și sperăm să nu murim. Pe viitor te gândești și la o revenire la echipa națională? Nu pot să zic, că e latitudinea dânșilor, ei știu cum ce jucători aduc la echipa națională. Dar tu îți dorești chestia asta? În funcție de cum mă doresc și ei. Dacă mă cheamă, normal. Da, ai fi imaginat la începutul competiției că o să mergeți atât de departe, că o să câștigați trofeul? Din ce în ce mai greu a fost la fiecare meci, fiind 6 jucători, cum mergem noi întotdeauna, unul pleacă la mare, unul în concediu, dar realizând așa performanță, ne bucurăm foarte mult. Mersi! Mulțumesc!